Medicul legist Ovidiu Gheorghe s-a înscris în alt demnedinți. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele filialei într-o conferință de presă. Fostul liberal cu ștate vechi, Ovidiu Gheorghe, a primit astăzi laude din partea deputatului Viorel Palașcă, mândru de altfel de noua achiziție. Aș dori să vă anunț înscrierea în rândul alt demnedinți a domnului doctor Ovidiu Gheorghe. Domnul doctor are un profil profesional bine conturat. Din acest punct de vedere, a îndeplinit funcții și îndeplinește funcții în județ și în municipiu. Este un om respectat de către lumea medicală, de către colegii lui și nu numai. Din punct de vedere politic, domnul dr. Ovidiu Gheorghe este un vechi combatant liberal. Este un om care și-a început activitatea politică deprinzând principiile liberale și mă bucur foarte mult că aceste principii și punctele de vedere pe care dânsul le-a avut și le va avea de acum înainte se vor exprima în cadrul ALDE Mehedinți. Eu îi urez bun venit în mijlocul nostru și sunt convins că prezența domnului dr. Ovidiu Gheorghe la ALDE Mehedinți înseamnă și va însemna un plus de imagine, de calitate și de respect pe care noi îl vom avea în plus în ochii electoratului. În prima sa cuvântare, liberalul democrat Ovidiu Gheorghe a subliniat importanța viitoarelor alegeri parlamentare care au misiunea de a aduce o guvernare demnă de a rezolva problemele sistemului. Un moment foarte important pentru politica românească, cât și pentru România și poporul român, respectiv aceste alegeri parlamentare care vin după un an de zile de vid de soluții, după un an de zile în care s-au făcut mai multe încercări și nu s-a rezolvat mai nimic, aceste alegeri parlamentare trebuie să găsească o soluție prin care să iasă o guvernare care să rezolve cât mai multe din problemele marilor sisteme, respectiv sistemul bugetar, sistemul sanitar, sistemul economic, etc. De ce? Pentru că populația, cei care lucrează în aceste sisteme, nu prea mai au răbdare. După cum vedem, sunt foarte multe probleme. Sunt foarte multe probleme care necesită rezolvări. Foarte multe rezolvări pot să vină pe calea liberală. Din acest punct de vedere, eu am ales ALDE pentru că, așa cum îl știu pe domnul Tăriceanu, așa cum îi știu pe foștii miniștri care se află în ALDE, vor elabora un program de guvernare care, cu cea mai mare probabilitate, va întruni multe dintre soluțiile necesare pentru sistemele care vi le-am amintit înainte. Motivele pentru care medicul legist Ovidiu Gheorghe a ales ALDE sunt multe. Principalul, după cum a declarat astăzi, este acela că la ALDE Mehedinți a întâlnit mulți dintre vechii colaboratori de la PNL. În altă ordine de idei, am venit la ALDE pentru că aici am regăsesc mulți dintre colegii cu care am dus în trecut campanii electorale, cu care mă înțeleg foarte bine, cu care ne înțelegem din priviri. Există o dezbatere reală, ideologică, liberală, liberă, democratică, în cadrul structurilor acestui partid. Am participat deja la câteva ședințe ale biroului municipal, ale biroului județean și am regăsit atmosfera din vechiul Partid Național Liberal. Cam astea sunt motivele. Bineînțeles că doresc să-mi aduc contribuția la rezultatul electoral, doresc să-mi aduc contribuția la promovarea unor membri în Parlament din rândurile ALDE Mehedinți. Am să fac tot ce am învățat pe parcursul acestor ani în politică, aici, în ALDE, pentru că, zic eu, este un partid care merită. Nici din această conferință de presă nu au lipsit acuzele la adresa guvernului Cioloș și în plus se așteaptă discursul premierului din Parlament, în care de aceea Cioloș trebuie să prezinte situația economică a țării. România stagnează, trenează, pot să spun. Se încearcă fel de fel de
paliative, cum ar fi, de exemplu, o posibilă modificare a codului fiscal. În paranteză fie spus, codul fiscal actual, la care și ALDE a avut o contribuție majoră atât în Parlament cât și în fostul guvern, este unul care creează sau poate crea premizele, dacă este corect aplicat, unei dezvoltări economice și a unei creșteri economice. Din păcate, așa cum am văzut, se încearcă fel de fel de variante cu colectarea impozitelor de la veterani și așa mai departe, lucruri evident care ne mulțumesc populația, dar mai mult decât atât arată și neprofesionalismul celor care le propun. Viorel Palașca a vorbit astăzi și despre protestul transportatorilor nemulțumiți de tarifele RCA. Acesta acuză ASF de lipsă de implicare. Protestul acesta este justificat, transportatorii au dreptate să facă proteste și să obțină, dacă vreți, niște reglementări mult mai clare, mai coerente și mai aproape de realitate a ceea ce înseamnă polițele RCA. Consider că ASF-ul trebuia să aibă un rol mult mai activ de reglementator, pentru că ei nu sunt doar spectatori la acest fenomen al asigurărilor sau nu sunt, dacă vreți, niște simpli monitori ai acestui fenomen și au un rol de reglementator, deci obligația de a propune norme, de a propune chiar proiecte legislative pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu. Așa cum știm, pe piața asigurărilor a existat și pot să mai existe probleme cu societăți care au dat faliment, dar acest lucru nu trebuie să se răsfrângă în valoarea polițelor de asigurare. O nouă conferință de presă la sediul ALDE Mehedinți este așteptată săptămâna viitoare. Până atunci, se pare că cei din conducere pregătesc listele pentru parlamentare, dar și programul de guvernare cu care vor veni în fața electoratului în decembrie.